Dacă guvernul ar fi avut acasă aceeași susținere și încredere pe care am simțit-o de la partenerii noștri europeni, am fi reușit să avansăm mai mult și mai repede. Dragi cetățeni, după un an și jumătate în fruntea acestui guvern, a venit timpul să anunț demisia mea din această funcție. Natalia Gavrilița a condus Guvernul Republicii Moldova timp de 18 luni. Ea a fost numită în funcție de Partidul Acțiune și Solidaritate, condus anterior de președinta Maia Sandu. PAS a fost singurul partid pro-european care a reușit să obțină majoritatea în Parlamentul Republicii Moldova. Președintele țării are la dispoziție 14 zile să propună Parlamentului un alt candidat la funcția de prim-ministru. Într-o postare pe Facebook, Maia Sandu i-a mulțumit Nataliei Gavrilița pentru sacrificiul și eforturile pe care le-a făcut pentru a conduce Republica Moldova. În pofida unor provocări fără precedent, țara a fost guvernată responsabil, cu multă atenție și muncă dedicată, a adăugat Maia Sandu. Analiștii din Republica Moldova susțin că executivul Gavrilița a trebuit să facă față unor crize fără precedent. Economia slăbită și creșterea nivelului sărăciei au afectat imaginea guvernului, așa că mulți așteptau o schimbare. Criza energetică, una fără precedent în Republica Moldova, o inflație cea mai mare în ultimii 23 de ani, războiul din Ucraina, deci au căzut asupra lor foarte multe lucruri proaste, dar imaginea s-a erodat enorm. Este primul caz în istoria Moldovei când un prim-ministru n-a reușit să intre în topul politicienilor, deci ea este neobservată. Anul trecut, în martie, Republica Moldova a depus o cerere de aderare la Uniunea Europeană. Apoi, în luna iunie, Moldova a primit statutul de țară candidată la aderare.